Deci ce se întâmplă cu, concret cu facturile de pe luna ianuarie? Păi, vorbim despre o creștere a pragului de consum, da? Și de o plafonare a costurilor și totodată de o compensare. Practic, acum kilowattul nu poate să fie mai mult de 0,8 lei și se compensează până la 500 de kilowatt, dacă nu mă înșel, cu 0,29 de lei per kilowatt. Adică oamenii ajung să plătească undeva la 6 lei, 60 de bani pe kilowatt. E o măsură de protecție a populației, se lucrează acum și pentru măsuri de protecție pentru alte instituții, pentru școli și așa mai departe, spitale. Dar ce trebuie să înțeleagă românii și foarte important este că nu e o criză care ne-a lovit doar pe noi. Noi ca stat român facem ce putem face pentru a-i proteja pe oameni și pentru a proteja și economia, că dacă nu, prețurile se rostogolesc în alte produse și vedem lucrul ăsta în inflație. E un lucru care se întâmplă la nivelul întregii Europe și ne întoarcem la primul subiect, dacă vreți. Criza energetică a fost provocată de acest conflict diplomatic, dacă vreți, cu Federația Rusă, care a cam strâns un pic robinetul la gaz. Așa că dacă oamenii se uită spre, știu eu, entitatea care a provocat situația actuală în toiul iernii, ne uităm iarăși spre est, nu ne uităm spre vest. Dar faceți-mă să înțeleg, apropo de ordonanța de urgență de care spunea Partidul Social Democrat într-un comunicat, nu a fost dată ca urmare a unui acord în coaliție? Noi siguranța. Asta nu înțelegem. A fost un acord în coaliție, o coaliție din care face parte PNL, PSD, da, mai face parte și UDMR. Apoi apare Partidul Social Democrat cu acest comunicat în care se declară îngrijorat de ceea ce s-a stabilit în încă o dată, coaliție. Partidul Național Liberal, n-a făcut, de fapt, Ministerul Justiției, sunt convins, n-a făcut decât să apere Constituția. În același timp, Partidul Social Democrat, fiind un partid, și a acționat în așa fel încât să-i convingă pe unii alegători. Domnule, noi am vrut să vă dăm mai mult, dar n-am putut, pentru că nu ne-au lăsat oamenii ăștia răi. E vorba de un comunicat politic, n-are nicio legătură cu partea tehnică. Vă dau asigurări că dacă era Ministerul Justiției la PSD, ordonanța arăta la fel, adică nu putea să... Dacă era un guvern format doar din PSD, ordonanța arăta la fel astăzi, nu puteau să adopte pentru trecut.